tânăra care și-a ucis prietena într-un hotel din stațiunea Saturn a fost arestată preventiv 30 de zile. Cele două se știau din grădiniță. Vântul care a avut peste 90 de km pe oră la Rafala a sfârmat sute de solari în județul Galați, a smuls acoperișurile de pe case și copacii din rădăcini. O fostă consilieră a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză a recunoscut că a falsificat mai multe documente. Astfel, anumite primării au obținut mai ușor bani de la stat pentru investiții. După ce și-a lansat cartea în România, mama faimosului Elon Musk povestește într-un interviu pentru știrile Pro TV cum a reușit să răzbată după o viață de chinuri. Iar regiuni turistice din Italia, Spania și Portugalia continuă să ardă. Sunt zile caniculare în plină perioadă de concedii. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri! Tânăra bănuită că și-a ucis prietena din grădiniță și a abandonat trupul sub o bancă într-un parc din Bengalia a fost arestată. Ca să ascundă crima, suspecta a purtat mai multe conversații cu iubitul celeilalte în care a încercat să-l convingă pe acesta că partenera lui a plecat de pe litoral. În realitate, chiar ea a povestit cum a cărat cadavrul într-un geamantan. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. De ce ai omorât-o? Ai băgat-o în geamantan? Ce a avut cu ea? De ce ai omorât-o? Ai plănuit să o ucizi? Deși în fața jurnaliștilor nu a răspuns la nicio întrebare, Loredana și-a construit o poveste în fața procurorilor. A spus că Alina își înșela iubitul, iar ea ar fi trebuit să mintă ca să o acopere. Și din acest motiv ar fi început să se certe în miez de noapte, pentru ca în final să se ajungă la crimă. S-a întâmplat în acest hotel din Saturn, unde amândouă erau cameriste și unde erau cazate. Camera în care stăteau cele două prietene este chiar în spatele meu, la etajul 1. 2:30 dimineața s-a auzit țipătul. Am bătut la ușă și ne-au spus că dorm. Nu s-a mai auzit nimic după țipătul. Ca să ascundă crima, Loredana a băgat cadavrul prietenei ei într-un geamantan, a luat un taxi și a mers până în parcul din Bengalia, unde a abandonat trupul fără viață, sub o bancă. Taximetristul nu a bănuit nimic. Am aruncat cadavrul pe geam, valiza a luat taximetristul, inițial a zis să ducă până la vasul lui. Dimineață, în jurul orei 7:30, când iubitul Alinei i-a scris Loredanei să se intereseze de partenera lui, pentru că aceasta nu-i răspundea la telefon, agresoarea a mințit ca să își ascundă fapta. Voiam să o trezești pe Alina. Nu, nu mă ating de ea. Se tot foiește. Ar putea să verifice telefonul, dar nu vrea. Discuția dintre iubitul Alinei și Loredana a continuat și după câteva ore. Atunci, agresoarea a fost cea care a inițiat dialogul. Încerca să-și construiască un alibi. Alina pleacă în seara asta? Văd care bagajul făcut. Nu știu, ți-a zis că pleacă? Nu, știam că pleacă pe 16 din ce am auzit. Nu că pleacă mai devreme. Mâine, care totul strâns. Mai târziu, când iubitul Alinei a revenit cu un alt mesaj, Loredana a încercat să inducă ideea că victima ei nu se mai afla pe litoral. Alina însă era moartă de câteva ore. A plecat Alina acasă? Da, acum vreo oră, cred, dar nu știu de ce așa târziu. Sau nu știu unde a plecat, că a luat numai o geantă mică. A venit la două în camera. Și-a închis telefonul, nu pot să o sun. Ne-a spus că vrea să ne despărțim și după aia a zis că pleacă acasă. Nu știu cu cine umblă. Eu nu mai știu nimic de viața ei. Abia ne uităm una la alta. Noi două am fost străine aici. Nu te mai iubește. Nu dă doi bani pe tine. A existat și un moment în care, în discuțiile cu iubitul Alinei, Loredana s-a dat drept partenera acestuia. A scris Loredana de pe contul Alinei că vreau să ne despărțim, că te-am înșelat. Imediat i-am dat mesaj, am sunat-o, nu răspunde. Și am văzut așa că nu răspunde. Am zis că îi scriu Loredana dacă știi ceva. Și eu zic că nu știi nimic și a plecat. Cu Alina am vorbit până la ora 24 minute și eu zic să culc. După la ora 4:30 a fost Loredana. Loredana este acum în custodia poliției. Ea și Alina se știau de la grădiniță. În Cozmești, Vaslui, locuiau pe aceeași stradă, la câteva case distanță. Învățau bine, personalități plăcute, active la oră, copii extraordinari. Credeți-mă că nu pot să înțeleg cât ce s-a întâmplat. De când am plecat la treaba acolo, Loredana tot se lua de Alina. A început să certe în cauza mie, dar ea avea invidie de relația noastră și vrea să ne despartă. De multe ori îi zice că se culci cu alți bărbați, că se mă înșele pe mine. Loredana urmează să fie arestată preventiv 30 de zile. Este acuzată de omor calificat, faptă pentru care pedeapsa merge până la 25 de ani de închisoare.
După arșița nebunitoare, furtuni violente au măturat sud-estul țării, au smuls 10 de acoperișuri, au răsturnat mașini și au transformat arborii sănătoși în lemne de foc. Meteorologii au emis mai multe avertizări, cod roșu de vreme severă imediată. La Matca, unul dintre cele mai mari bazine legumicole, de sute de solarii s-a ales praful. Iar în județul Iași, două stâne s-au prăbușit peste două persoane. Aceste imagini au fost filmate din holul unui bloc din Tecuci, județul Galați. După vijelie, aproape toate străzile erau pline de copaci rupți sau chiar smulși cu tot cu rădăcină. Doamne, uitați-vă aici! Nu era uscat, nu era nimic, pentru că sus l-a luat. Și patru acoperișuri au fost avariate de vântul turbat, care a avut la rafală și 90 de kilometri pe oră. Potopul de pe lume a fost la Tecuci. La nici 10 km depărtare, în Matca, resturi din acoperișuri au rămas atârnate pe firele de electricitate. Nu știu cum să vă explic ce s-a întâmplat. Eu zic că a dat cu bombă, frate din meu. Construite pe structură din lemn, solariile legumicultorilor s-au sfărâmat. Doamne, uitați, doamne, doamnelor, nu m-am fi unis mai multe. Dimineață, oamenii și-au dat seama că pagubele sunt uriașe. Aproximativ 500 de solarii au fost rupte de vijelie. Am intrat în panică și nu mai știam nimic a cei cu mine. Când am văzut solarul tot la pământ. Păi aici am cam 2 tone. Nu mai. Vijelia a fost atât de puternică încât în unele locuri a reușit să dărâme și astfel de stâlpi din beton. Au fost case de pe care vijelia a luat nu doar tabla, ci acoperișul cu totul. Asta a fost tornat. A venit ca un curtej, un curtej. A fost cu siguranță peste 100 de km la oră. Vântul a răsturnat și remorcile unor camioane. 6 toni, ia uitați cum a făcut. Mi-au făcut praf. Pompierii au intervenit cu toate forțele în nordul județului Galați. Cei aflați în zile libere au fost chemați de acasă, pentru că peste tot au fost rupte fire de electricitate. 20 de localități au rămas temporar fără energie. Și județul Călăraș a fost sub incidența unui cod roșu de vijelii. Vântul a depășit 90 de km pe oră și a căzut și grindină. Militarii au fost chemați în 20 de localități. În alte zone, temperaturile au scăzut brusc și s-au înregistrat diferențe și de 10-14 grade Celsius. De pildă, dimineață erau 2 grade la vârful Omu, la Bâlea Lac 4, iar la Sinaia 12. Meteorologii spun că toată țara este traversată de un val de aer rece, iar diferențele mari de temperatură provoacă instabilitate atmosferică. A fost o primă întâlnire încheiată cu scântei între o asistentă medicală din București și un bărbat cunoscut pe internet. Și totuși, cum au salvat-o polițiștii după ce a fost sechestrată, aflați în câteva momente. O fostă consilieră a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză a recunoscut în fața procurorilor că statul a girat sute de proiecte de investiții care ar fi fost alese în mod arbitrar chiar de șeful ei. Mai grav, susțin procurorii, funcționarul ar fi falsificat procese verbale prin care au fost aprobate din pix finanțările. În 2019, pe vremea când era consilieră la cabinetul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, Veronica Tudorescu ar fi falsificat 4 procese verbale de reunire a Comisiei de Analiză și Evaluare a Proiectelor, prin care primăriile din țară urmau să primească mai ușor bani de investiții. Asta deși, în realitate, lucrurile nu ar fi stat deloc așa, potrivit procurorilor. Nu a existat o selecție reală a beneficiarilor fondurilor pentru finanțarea investițiilor. Condițiile de eligibilitate nu au fost în realitate verificate și analizate. Președintele Comisiei de Prognoză ar fi aprobat apoi finanțări de zeci de milioane de lei, fără ca în schimb să fie impusă o birocrație excesivă, așa cum promisese liderul PSD de atunci, Liviu Dragnea. Ține numai de primar să vină cu doar 2 documente la București și banii merg la comunitate, pentru oameni. Punem la dispoziția primăriilor, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, universităților, 10 miliarde de euro pentru a oferi cetățenilor o viață mai bună. Cum exista bănuiala că banii publici au fost împărțiți arbitrar și pe baza unor presupuse falsuri, fostul șef al Comisiei de Prognoză a fost trimis în judecată. Ion Ghizdeanu refuză să comenteze acuzațiile pentru care este judecat. În schimb, fosta lui consilieră Veronica Tudorescu și-a asumat răspunderea și a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției, pentru care, dacă va fi validat de instanțe, va primi o condamnare de 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare.
Mergem mai departe cu un caz rar din justiția militară. Un ofițer de informație al armatei a fost trimis în judecată pentru că i-ar fi furat unui coleg banii din locuință după ce au petrecut împreună. Inculpat a fost însă și păgubitul, pe care procurorii l-acuză că ar fi încercat să mușamalizeze povestea. Până la finalizarea procesului, cei doi au fost suspendați. La începutul lunii aprilie, un colonel dintr-un serviciu de informații al armatei a reclamat la 112 că un coleg pe care îl invitase acasă i-ar fi furat 16.000 de euro, 1.000 de dolari și 20.000 de lei. Suspectul, locotenent colonel în același serviciu secret, ar fi profitat că a rămas singur cu banii despre care a povestit chiar gazda și ar fi dispărut. A fost reținut pentru câteva ore în arestul poliției, după care doamnei procurori am explicat că nu sunt motive temeinice pentru a dispune menținerea arestului preventiv și cred că la 3 ore după reținere, seara, la 11:23, doamna procuror a dispus punerea în libertate de îndată. Nu a fost vorba despre niciun furt, cred că a fost doar o răzbunare. Culmea este că ofițerul păgubit, care a și cerut ajutor, a anunțat ulterior pe anchetator că ar fi găsit suma rătăcită. Nu a fost crezut, așa că și el și colegul pe care îl reclamase au ajuns la detectorul de minciuni. Nu i-au convins pe experți că spun adevărul. Faptul că ambii inculpați au mințit rezultă și din rapoartele de constatare criminalistice privind detectarea comportamentului disimulat. A declarat organelor de poliție și ulterior la parchet că a găsit sumele de bani reclamate anterior ca fiind sustrase, favorizându-l practic pe acesta pentru a nu răspunde penal pentru infracțiunea de furt calificat. În realitate, banii au fost într-adevăr sustrași și ulterior predați de autorul furtului pentru a nu mai fi descoperită fapta. Cei doi ofițeri de informație au refuzat să comenteze acuzațiile pentru care vor trebui să dea explicații la tribunalul militar, pentru început în cameră preliminară. Cei doi ofițeri vor fi judecați pentru acuzațiile de furt calificat și respectiv favorizarea făptuitorului, pentru care riscă, dacă vor fi găsiți vinovați, până la 5 ani de închisoare și, chiar dacă se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o decizie definitivă a instanțelor militare, coloneii vor fi suspendați din funcțiile deținute în Serviciul Militar de Informații. Ovidiu Anță, Pro TV. O asistentă medicală din capitală a fost salvată de polițiști dintr-un apartament din Ferentar, unde era ținută captivă de un bărbat pe care îl întâlnise prima dată. Între ei a avut loc o luptă din care amândoi au ieșit șifonați. Autoritățile încearcă să elucideze acum întreaga poveste. Acesta este individul despre care polițiștii spun că ar fi sechestrat-o pe femeia de 45 de ani, o asistentă medicală din București. Când au ajuns la adresa din sectorul 5 ca să o salveze pe femeie, bărbatul mirosea puternic a alcool, dar l-a deschis totuși ușa polițiștilor. Ia uitați-vă la mâinile mele ce mi-a făcut. Filmați ca să vedeți. Da, ia uitați-vă. Este n***. Da, am avut o ceartă că n-am vrut să mai... Surse din anchetă spun că cei doi s-au întâlnit pentru prima dată după ce ar fi vorbit mai mult timp pe internet. Polițiștii nu știu dacă cei doi au întreținut sau nu relații intime. Cert este că la un moment dat femeia a vrut să plece, dar individul de 41 de ani ar fi încuiat ușa apartamentului și ar fi sechestrat-o. Între cei doi ar fi avut loc și o luptă corp la corp. Femeia era ținută cu forța într-un apartament aflat în acest complex pe strada Zețar din sectorul 5 al capitalei, în zona Ferentari. Aceasta a apucat să-i dea un mesaj prietenei sale prin care i-a spus că este lovită de partener. Cea din urmă a sunat imediat la poliție. Ar fi fost contactată de către o prietenă prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, care i-ar fi spus că este lipsită de libertate și agresată la o adresă din sectorul 5. Bărbatul de 41 de ani este ajutor de bucătar. Potrivit vecinilor, a mai avut accese de furie. Femeia a ajuns la spitalul Bagdasar cu mai multe vânătăi și zgârieturi pe brațe și pe unul dintre picioare. Din fericire, nu a rămas internată pentru că starea ei este acum stabilă, dar a fost adusă de asemenea la secția 24 de poliție, unde va fi la rândul său audiată. Polițiștii secției 24 au deschis un dosar penal. Pe fir au intrat și procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5. Mult așteptatele ieftiniri de la 1 august se văd în magazine și nu prea. Deocamdată doar fructele și legumele care țin de un anumit sezon au prețuri semnificativ mai mici, comparativ cu începutul verii, anunță Consiliul Concurenței, care a analizat cât dăm acum pentru produsele de bază după ce au fost plafonate adaosurile comerciale. Cele mai mici reduceri de doar câteva procente sunt tocmai la alimentele pe care le cumpărăm zi de zi, cum ar fi carnea și laptele. Laura Culiță ne explică.
Bun găsit! Cele mai mari reduceri de prețuri au fost la fructe și legume în marile magazine potrivit Consiliului Concurenței. La 1 august față de 1 iunie, strugurii s-au ieftinit cel mai mult cu aproape 34%, prunele cu aproape 30%, cartofii cu 28%, ardeiul cu 27% și pepenele, vedeta sezonului, cu 22%. Scăderile însă nu vin doar pe fondul plafonării adaosului comercial la 20%, ci țin mult de sezonalitate. În iunie, pepenii de pildă veneau din alte țări, pe când acum, în august, se găsesc pe toate drumurile. În schimb, reduceri mult mai mici vedem la alimente de bază precum pâinea, doar 13%, brânza și carnea de pui. Ouăle, carnea de porc și zahărul sunt codașe la ieftiniri cu reduceri de sub 5%. Însă, tocmai aceste alimente au fost cele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, potrivit statisticii. În iunie, când vedem, rata inflației a fost de 10%. Datele arătau că zahărul a rămas produsul cu cele mai mari salturi de prețuri, 55% în ultimul an, fiind urmată de cartofi și de ouă cu peste 30%. O situație specială este în cazul laptelui. În luna mai, mari procesatori și comercianții s-au înțeles să reducă prețul de atunci de peste 7 lei cu 20%. Iar acum, potrivit Consiliului Concurenței, prețul mediu a ajuns la 5 lei. În unele mari magazine din București, de pildă, vedem însă că litrul de lapte costă din nou peste 7 lei, la sortimentele cu grăsime de 3,5%. Vedem reduceri mai mari la fructe și legume decât la lapte și carne, pentru că dincolo de reducerea indusă prin acest acord între industrie și guvern, avem și o evoluție naturală a prețurilor, da? Legumele și fructele se ieftinesc pe toată. În paralel, inspectorii antifraudă au demarat o serie de controle la aproape 300 de firme care comercializează carne, fructe, legume și zahăr, pentru a vedea dacă este respectată plafonarea adaosului comercial, inclusiv în cazul importurilor. În acest timp, liderii coaliției încă se învârt în jurul măsurilor menite să reducă din cheltuielile statului. Teoretic, miercuri ar trebui blocate prin ordonanță de urgență cele 200.000 de posturi bugetate, dar neocupate, într-o țară în care există deja 1,3 milioane de bugetari, cei mai mulți din ultimii ani. Guvernanții ar vrea să impoziteze și tichetele de masă pe care abia l-au majorat. Dar nu se pot înțelege dacă cei care au case mai scumpe de 500.000 de euro sau mașini de peste 100.000 de euro ar trebui și ei taxați suplimentar. Premierul Marcel Ciolacu și președintele PNL, Nicolae Ciucă, au discutat și astăzi la guvern despre reducerea posturilor din aparatul de stat. Este deocamdată singura măsură asupra căreia parcă au convenit PNL și PSD, dar tot sunt obiecții. Este important ca măsurile să nu fie aplicate otova la nivelul autorităților locale, unde sunt instituții care practic se dedublează cu ceea ce există la nivel central. Avem 204.000 de posturi, majoritatea lor bugetate în aparatul bugetar și aceste instituții funcționează fără aceste posturi. Unele dintre ele sunt de ani de zile neocupate și bugetate, pentru că poate la final de an sumele din capitolul salarizare să fie redistribuite pentru bonusuri. Teoretic, statul ar reduce cheltuieli de 8 miliarde de lei după ce ar desființa aceste posturi. Practic, decizia este deja contestată, pe motiv că ar duce la blocarea unor instituții, în special din domeniul justiției. În plus, deficitul despre care au discutat finanțiștii ar fi cu mult mai mare. De aceea sunt luate în calcul și alte măsuri. De exemplu, impozitarea suplimentară cu 10% a tichetelor de masă. Acestea au fost majorate de la 1 august la 35 de lei. Introducerea acestui impozit suplimentar ar face ca valoarea unui tichet să crească doar cu 1,50 lei, nu cu 5. Trebuie să facem în așa fel încât oamenii să nu piardă din venituri. Motiv pentru care creșterea salariului minim să fie direct proporțională cu această plată a taxei pentru sănătate. Liberalii ar fi propus și un impozit suplimentar de 0,5% pentru mașinile mai scumpe de 100.000 de euro. Socialdemocrații nu agrează ideea, pe motiv că valoarea autoturismelor scade de la an la an. Trebuie să avem o discuție amplă despre norma de poluare. Eu știu, capacitatea cilindrică, cred că astea sunt niște criterii pe care le putem lua în calcul atunci când se face impozitarea. Politicienii ar fi agreat deja ca angajații de la stat cu salarii de peste 10.000 de lei să nu mai primească voucherele de vacanță, iar sporurile din aparatul bugetar să fie plafonate la 1.000 de lei brut. Toate aceste măsuri ar trebui adoptate de guvern până miercuri. Cu pui sau vită și mai nou caracatiță, tzatziki sau chiar înghețată, shaorma este vedeta incontestabilă a vacanțelor pe litoralul românesc. Cât costă și de ce o preferă clienții, descoperiți imediat.
Suntem în postul adormirii Maicii Domnului, considerat la fel de important ca postul mare, și nu sunt puțini cei care evită mâncărurile de dulce. Cum există doritori, restaurantele și-au adaptat meniurile astfel încât orice aliment poate fi conform cerințelor. În realitate, transmit preoții cu blândețe, postul este și o verificare dacă mai avem frâne. Cu alte cuvinte, dacă putem să ne abținem de la plăcerile lumești, nu să le înlocuim. L-am întâlnit pe Vladislav într-un local din București. Și-a comandat un ardei umplut cu fasole, în stil mexican, și o salată de varză. A avut de ales dintr-un meniu variat de preparate, fără urme de ou, carne și lapte. Țin post și este o bucurie că avem din ce în ce mai multe localuri unde putem să mâncăm mâncare de post, care ea de fapt este destinată pentru cei care sunt vegani. De altfel, pentru cei care decid să țină postul alimentar, nu mai este o provocare să mănânce în oraș. În același timp, au crescut și livrările la domiciliu. Are în compoziție cu proteină de mazăre și soia. Peste acesta am topit brânza de vegană, care este din ulei de cocos. Comanda este gata de livrat și servit. Proteinele din mazăre, năut sau soia ne dau senzația că mâncăm carne, iar în combinația potrivită pot reda gustul de salam, cârnați sau chiar de mititei. Iar produse precum caju, migdale sau cocos amintesc de gustul lactatelor. Și oul poate fi înlocuit. O banană foarte coaptă, zdrobită, care înlocuiește oul foarte bine în chec, în banana bread. O conservă de năut scursă, dacă păstrăm lichidul respectiv și îl batem foarte bine, devine ca un albuș. Cu o piață în continuă creștere, magazinele vând acum sute de produse de post. 25% la produsele plant-based, iar la alternativele pentru carne, în special 70%, iar la legume am avut o creștere a vânzărilor de 20%. Doar că toată această explozie de tentații riscă să devină tocmai opusul ideii de post și să reducă totul la o detoxifiere, nimic mai mult. Mâncarea nu este păcat, nemâncarea nu este virtute. Păcat este lăcomia. Renunțăm la mâncarea de dulce, cele mai plăcute alimente, pentru ca să ne strunim puțin simțurile. Este și o verificare dacă mai avem frâne. Într-o mașină care funcționează perfect și arată minunat, nu m-aș sui dacă mașina aceea nu are frâne. Postul Sfintei Maria durează 14 zile. În această perioadă, credincioșii au o singură dată dezlegare la pește, în ziua în care se sărbătorește schimbarea la fața Domnului. Românii aflați în concediu și fără grija postului au votat. Șaorma, cu de toate, este cel mai apreciat preparat de pe litoralul românesc. Unii au reinventat clasica lipie cu carne și au adăugat legume coapte și bulgur, ori calamar și tzatziki pentru clienții care au nostalgia Greciei. Există inclusiv șaorma dulce, adică o clătită în care intră de avalma, înghețată, ciocolată și fructe. Hai pe din doi. Doi. La ce pătați noi? Ia pe din cum e? E bună? Da, e bun. Mai pune. Pe litoral, șaormeriile sunt cele mai căutate locuri de unde îți poți cumpăra mâncare la ora prânzului. O șaorma medie costă 27 de lei, iar una mare 30. Câte șaorme vindeți pe zi? Sincer să fiu, fac șaorma, peste 500 de șaorma fac singur. Cei care dețin astfel de fast food-uri au învățat repede ce își doresc românii. Cea mai vândută șaorma este cea cu de toate, indiferent că este preparată cu carne de pui sau de vită. Cu de toate, da, fără ceapă. De ce șaorma? Pentru că briza mării, apa, ne împinge să mâncăm ceva consistent. Cât de des mănânci șaorma? O dată la două zile. De ce? Pentru că e foarte bună și e cel mai mișto lucru de pe litoral. E foarte bună. Cu ce mănânci șaorma? Cu sos, ketchup, sos de usturoi și în afară de roșii și sos picant. Turiștii care își petrec vacanța pe litoral găsesc și șaorma reinventată. Bucătarii turci, spre exemplu, combină celebra lipie cu carne tocată de vită foarte bine condimentată cu vinete, roșii și ardei gras. Cel mai important, totul trebuie să fie rumenit pe jar, bine încins. De ce se aruncă ceapa în jar? Datorită focului care iese, îi dă cărnii un alt miros. Deci tocmai de asta cu ceapă stingem, pentru că îi va da un miros de prospețime. Nici grecii nu se lasă mai prejos. This is a special Greek recipe? Yes. And we have used calamar. Yes. And tzatziki sauce. And this is the politiki salad.
Și la capitolul desert găsim tot shaorma. Fructe, uite, Nutella, fructe. De ce cu de toate? Păi e bună combinația asta, așa e mai multe gusturi. Clătita cu de toate ce are înăuntru? Cremă de ciocolată, fructe la alegere. În plus, clienții pot adăuga adaos de nucă, biscuit. Dacă vreți și shaorma dulce, o să dați în plus încă 28 de lei. Ilknur Pintili este pe plaja din Mamaia. Bună seara, Ilknur! Câți turiști sunt acum pe litoral și cât de bună este de îmbăiat apa mării? Bună seara, Oana, bun găsit tuturor! Peste 100.000 de turiști își petrec vacanța în aceste zile pe litoralul românesc, de altfel gradul de ocupare este peste 90%, iar cele mai rezervate stațiuni sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie și Costinești. Acolo turiștii au preferat de data aceasta să rezerve camerele la hoteluri de 3 și 4 stele. De altfel, în aceste stațiuni și apa s-a mai încălzit ușor, Mamaia este puțin mai rece, are acolo 24 de grade Celsius. Vă reamintesc că mai bine de o săptămână mare a fost rece și turiștii au stat departe de valuri. Se anunță așadar o vreme perfectă pentru plajă săptămâna aceasta, cu mult soare și temperaturi de 27-28 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile de la malul mării. La revedere! Ilknur, mulțumesc! România este țara europeană cu cea mai mare deltă naturală, un paradis de 580.000 de hectare care se întinde între Dunăre și mare, care ar putea atrage 1 milion de vizitatori pe an dacă am face investiții inteligente asemenea altor state. O expertiză a Băncii Mondiale arată că delta noastră nu poate supraviețui doar din turismul tradițional, ci că este nevoie de subvenții de la stat. Inspectorul Pro a vrut să vadă cum sunt primiți deocamdată cei care decid să-și petreacă vacanța acolo. În delta Dunării avem două plaje superbe cu ieșire la Marea Neagră, la Sulina și la Sfântul Gheorghe. Spre deosebire de litoral, delta funcționează însă după alte legi și alte reguli. Este zonă strict protejată și declarată încă din 1991 Patrimoniu Mondial UNESCO. Pe plaje nu sunt permise construcțiile permanente și nici terasele. Nu se poate dormi cu cortul, iar șezlongurile și umbrelele trebuie strânse în fiecare seară. Iată ce a descoperit inspectorul Pro. Spre deosebire de plaja de la Sfântul Gheorghe, cea de la Sulina este mult mai comercială. Vedem șezlonguri, umbreluțe și chiar și un podeț de lemn care duce spre zona șezlongurilor. Din păcate, la Sulina legea nu mai e lege de mulți ani. Zona începe să semene cu stațiunile de pe litoral. Totul a devenit o afacere. Au fost montate umbrele permanente complet interzise. Potrivit legii, comercianții au obligația să strângă tot mobilierul de pe plajă la finalul fiecărei zile. Acest lucru nu se întâmplă însă pentru că autoritățile îi amendează rar. Șezlongurile sunt din plastic, nici măcar șezlonguri de lemn nu sunt aici. Umbreluțele de lemn. Închirierea unui șezlong aduce încasări de 25 de lei pe zi per bucată. Asta deși comercianții nu plătesc nicio taxă pentru șezlonguri, tocmai pentru că zona e considerată sălbatică și nu e de închiriat. Pe litoral, în schimb, administratorii licitează plajele și achită către Apele Române 25 de lei pe metrul pătrat. Plajele din Sulina și Sfântul Gheorghe aparțin de administrația rezervației biosferei Delta Dunării. Am cerut explicații guvernatorului. Pe plaja Sulina sunt cele mai multe probleme. De ce permiteți șezlonguri pe plajă? Acelea sunt băile heliomarine de care vă vorbeam. Gabriel Mironov vrea să spună că oamenii vin aici ca la tratament și că n-ar fi vorba de activități economice. Nu sunt activități economice. Păi se încasează bani pentru închirierea șezlongurilor. Da, probabil, nu știm, pentru că noi nu percepem niciun fel de taxă pentru aceste activități. E greu să-i facem să înțeleagă, fiecare dorește să facă mai mult decât celălalt. Turiștii se împart și ei în două categorii, cei care își doresc sălbăticie și cei care vor confort. Cine vine în zonele astea, cred că vine să se bucure de sălbăticie. E mai confortabil pe șezlong, dar se poate și fără când vii aici. Este turistul acesta care poate să înțeleagă delta și e minim invaziv, da? Sau este turistul care el vrea să fie plimbat, el vrea să vadă tot, vrea bere fix pe plajă, dacă s-ar putea șezlong și așa mai departe. Mie îmi place și confortul și așa haotic, ceva haotic așa, dar nu chiar așa de mult, că strică și e urât.
Startul neregulilor a fost dat la Sulina chiar de către autorități. În 2009, Ministerul Turismului a decis ridicarea unor construcții permanente în zona protejată, fără să țină cont de impactul asupra mediului. Comisia Europeană a anchetat România și a deschis procedură de infringement. Construcțiile acestea au fost ridicate de pe vremea când la Ministerul Turismului era Elena Udrea. Acum totul este o paragină. A fost o valoare de peste 7 milioane de lei. Cum au ajuns aceste lemne? Toate sunt putrezite. Ar fi trebuit să fie niște chioșcuri. Procedura de infringement a fost închisă în 2015, fără ca țara noastră să fie sancționată. Dacă la Sulina autoritățile au închis ochii la ilegalități, și la Sfântul Gheorghe au apărut cezlongurile și umbrelele pe plajă. La începutul sezonului, Garda de Mediu le-a impus comercianților să le scoată imediat. Au fost dezinstalate însă doar umbrelele mari de lemn, care nu puteau fi demontate zilnic, așa că afacerea închirierilor a rămas. Acum, RBDD a delimitat și zone unde pot fi înființate terase, dar numai în afara plajelor. Legislația spune că sunt permise construcțiile provizorii aflate la o distanță de 150 de metri de ultimul val. Totodată, cine construiește aici are obligația ca la finalul sezonului să dezasambleze totul și această zonă să rămână curată. La Sfântul Gheorghe, terasele sunt permise în prezent pe o suprafață de 2000 de metri pătrați, iar la Sulina pe 8000 de metri pătrați. Deși astfel de construcții erau complet interzise în urmă cu câțiva ani, în legislație au apărut aceste portițe pentru ca să intre în legalitate. Aveam două posibilități. Odată să nu ne implicăm și doar să amendăm, să fugărim agenții economici de pe plajă, sau să înțelegem rolul acestor activități în economia locală și să încercăm să reglementăm. La Sfântul Gheorghe sunt acum 5 comercianți, toți autorizați de RBDD, dar niciunul nu și-a pus terasa pe plajă. Spre deosebire de Sulina, unde funcționează încă din anii 90, două restaurante cu construcții permanente direct pe nisip. Cei interesați trebuie să știe că permisul pentru deținerea unei terase vine la pachet cu obligații: strângerea gunoaielor de pe plaje, colectarea lor selectivă și montarea toaletelor. Din cei 5 comercianți de la Sfântul Gheorghe, doar unul a amenajat grupuri sanitare. Aveți cumva o toaletă aici? Acolo? Și e pentru turiști? Da, este singura toaletă de aici. Este o toaletă curată. Pe ușă apare și programul celor care au făcut curățenie. Peste tot în lume, turismul axat pe frumusețea naturii, așa cum este Delta Dunării, atrage milioane de vizitatori. Principiul de bază e același: conservarea peisajelor, pentru că asta îl diferențiază de turismul de masă. Bani ca să facem asta am avut. Încă din 2014, Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție 1 miliard de euro ca să salvăm Delta. Fondurile au fost cheltuite însă fără ca rezultatele să se vadă, iar autoritățile române sunt în prezent anchetate de Oficiul European de Luptă Antifraudă și de Parchetul European. May Musk, mama faimosului miliardar Elon Musk, și-a lansat și la noi cartea autobiografică O femeie își face un plan. Într-un interviu pentru știrile ProTV, aceasta povestește cum a reușit ca abia acum, la 75 de ani, să ducă o viață fabuloasă, să fie model, scriitoare și antreprenor și să-și crească nepoții. Totul după o viață tumultoasă în care a fost victima violenței domestice și a trăit în sărăcie. I went to my children and I said, I have to write a book about my experiences. And they said, well, you have to talk about your struggles. And I say, I don't want to. You don't, as a woman, you really don't want to share any of your struggles. It just seems that women are relating because women are suffering a lot in this world. But it helped you to talk so openly about your struggle. Well, it helps me not to make the same mistakes, because I made the same mistakes many times in my life. Cu o energie debordantă, la 75 de ani, May Musk scrie cărți și face modeling. A căzut și s-a ridicat de nenumărate ori, mai ales că a crescut într-o familie atipică. Împreună cu părinții și cei 4 frați, a călătorit inclusiv prin deșert, cu provizii de hrană și combustibil. Așa a învățat să fie independentă și tot așa și-a crescut și copiii, pe Elon, Kimball și Tosca. We would go across the desert, my mother would pack 3 weeks supply of water, petrol and food. And I mean, can you imagine doing that with 4 kids and then again with 5 kids?
We would sleep on the ground, you know, because where else do you sleep? There's nowhere to sleep. And with a sleeping bag, and then you zip it up so that the hyenas don't bite off your face. When you sleep on the floor, on the ground, in the desert, afterwards, everything is a luxury. So when I would be in a one-bedroom apartment with my children or in a rent-controlled apartment, it had a roof over my head. And that means I was privileged and I was living in luxury. Deși s-a luptat să răzbată, May s-a străduit neîncetat să le ofere copiilor o educație cât mai bună. My children had to have good manners and be considerate of others and be considerate of me working long hours. Let the children choose the way they want to go, and if they make mistakes, which we all do, then they be responsible for the mistakes. May Musk a fost o femeie umilită de un soț abuziv într-o țară în care agresivitatea nu era considerată motiv de divorț. I just want women to get out of a bad situation quicker than I did. You should speak to your family. And then you should tell your friends, and they need to support you. It is scary. You have no confidence. You don't know what you won't have much money. Interviul complet poate fi urmărit pe pagina știrileprotv.ro. Dacă la noi s-a mai răcorit, în Italia, Spania și Portugalia, destinații îndrăgite de vacanță, focuri uriașe pun oamenii în pericol. De altfel, Ministerul Român de Externe a emis mai multe atenționări de călătorie. Regiuni importante din aceste trei țări sunt amenințate de foc, iar lucrurile nu par să se schimbe curând. Aceste imagini au fost filmate în Sardinia. De la nord la sud, sute de case și ferme au fost evacuate, doar de ieri până astăzi. În aceste condiții, cel puțin 600 de oameni au fost nevoiți să-și petreacă noaptea în adăposturi provizorii. Focul, mânat de vântul puternic, s-a extins rapid. Numeroase plantații de citrice sunt acum cenușă. Sunt peste 40 de focare, cele mai grave în provinciile Nuoro și Cagliari. Depășiți de situație, pompierii au cerut ajutor la nivel național. Scenariul se repetă în Portugalia. Peste 7000 de hectare de vegetație au fost pârjolite în districtul Castelo Branco din centrul țării, iar comandantul pompierilor a avertizat că incendiul greu de stăvilit ar putea cuprinde și 20.000 de hectare. Câteva sute de pompieri luptă cu flăcările și înodemirea în apropierea coastei de sud-vest. Riscul rămâne foarte ridicat sau chiar la nivel maxim în întreaga țară și în următoarele zile, transmit autoritățile portugheze, mai ales că temperaturile trec de 40 de grade Celsius. În Spania vecină, cel puțin 5 bombardiere cu apă sprijină lupta militarilor cu un incendiu major, izbucnit în apropierea unor orașe din partea de sud-est a țării, la Puerto Real și Cadiz. Un nou val de căldură s-a abătut asupra Andaluziei, după ce, oricum, în acest sfârșit de săptămână, temperaturile s-au apropiat periculos de 40 de grade Celsius. O femeie bănuită că planifica un atac aerian rusesc menit să-l asasineze pe Volodymyr Zelensky a fost arestată de poliția ucraineană. Potrivit anchetatorilor, suspecta are cetățenie rusă, dar era rezident în sudul Ucrainei. Așa arată cele două poduri din Crimea după ce au fost lovite de rachete ucrainene. Un șofer a fost rănit și o conductă de gaz a fost avariată, astfel încât a fost sistată alimentarea pentru aproximativ 20.000 de oameni. Potrivit rușilor, proiectilele care au țintit cele două construcții din Crimea au fost rachete Storm Shadows, cu rază lungă de acțiune furnizate Ucrainei de Marea Britanie. Sometimes these attacks do presage an uptick in Ukrainian activity. We simply don't know at this point how effective they have been, but they come after days of tit-for-tat missile exchanges between the two sides. Ukraine very effective in its use of waterborne drones, and at the same time too, Russia responding with hypersonic missiles over the past 24 hours, some of which Ukraine acknowledged hit military targets, including an aviation field and an aviation plant near where I'm standing here in Zaporizhia. Chiar și blogării de propagandă ai Rusiei au recunoscut în câteva postări că atacurile asupra căilor de comunicații din Crimea vor perturba serios transportul soldaților, proviziilor și echipamentelor pentru trupele rusești. Progresele ucrainenilor au fost menționate și de președintele Zelensky. El a punctat că o parte dintre victorii se datorează sistemelor de apărare americane și germane, Patriot și Iris-T. Цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 шахедів. Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим.
Саме тут, саме в нашому небі, можемо довести, що терор програє. Oficialii ucraineni susțin că apărarea lor aeriană a distrus 3500 de ținte aeriene de la începutul invaziei și până acum, între acestea și 13 rachete hipersonice rusești Kinjal. În schimb, șeful spionajului ucrainean recunoaște că ofensiva armatei sale se desfășoară lent, în special pe frontul de sud. Важко йде, не буду вам перебільшувати, скажімо так, але це цілком зрозуміло, тому що Росія за цей час вибудувала стаціонарні, повністю облаштовані, залиті бетоном райони оборони своїх військ. На мій погляд, в районі Бахмута він йде трошки швидше, ніж на півдні, але з часом буде видно. Pe de altă parte, reuniunea care a avut loc în weekend în Arabia Saudită pentru a avansa spre o rezolvare pașnică a războiului s-a încheiat cu un angajament vag privind respectarea principiilor Cartei ONU, a dreptului internațional și a suveranității teritoriale. Dacă oficialii ucraineni au considerat discuțiile productive, Moscova, care nici nu a fost invitată la reuniune, le consideră sortite eșecului. După 2 ani de teroare planetară provocată de COVID, oamenii de știință au început deja să caute mijloace de apărare în fața viitoarei pandemii. Este denumită deocamdată boala X pentru că nu se știe care va fi virusul care o va provoca, dar cercetătorii identifică potențialele amenințări și dezvoltă vaccinuri. Au chiar un termen pentru atingerea obiectivului, 100 de zile. În unele dintre laboratoarele cu cel mai ridicat nivel de securitate din Marea Britanie, cercetătorii pregătesc armele pentru următoarea pandemie. Îi spun deocamdată, enigmatic și îngrijorător, boala X, pentru că nimeni nu știe acum ce virus o va declanșa. Dar în complexul de la Porton Down din Wiltshire, peste 200 de savanți scanează potențialele amenințări care pândesc la orizont și pregătesc un vaccin pentru orice eventualitate. What we're seeing is a rising risk globally. Now, some of that is because of things like urbanization, where you may get species jumping, so virus jumping from, as we've seen with bird flu, into humans. Some of it is because of climate change, but then it's one that we can use our science actively to prevent human impact. Pentru că a durat aproape un an până au fost obținute vaccinurile anticovid, ținta fixată în acest scenariu de cercetători este de 100 de zile. Aceștia au stabilit întâi o listă a amenințărilor, virusuri animale capabile să infecteze oamenii, printre care, de exemplu, virusul gripei aviare sau cel care provoacă variola maimuței. One early success is a potential vaccine against Crimean-Congo hemorrhagic fever. It's spread by ticks with a fatality rate of around 30%. It's found in Europe and it's moving north with climate change. That's why they're trying to get ahead and clinical trials are already underway. Dar o eventuală mutație a virusului gripei aviare pare să fie principala amenințare. Zeci de mii de păsări marine au pierit în această vară în Regatul Unit, unde au fost înregistrate și câteva cazuri de infectare la om. Cei care merg la mare, la plajă sau pentru surf au fost avertizați să fie precauți. We're asking people not to go anywhere near the birds and especially if they've got dogs to keep the dogs on leads as well. Virusul gripei aviare a suferit deja mai multe mutații și s-a răspândit la unele mamifere, dar Agenția Britanică pentru Combaterea și Controlul Bolilor Infecțioase spune că riscul să treacă la om pe scară extinsă este deocamdată destul de scăzut. Pe de altă parte, se iau măsuri de urgență în Cipru, unde pisicile vor primi tratamente pentru COVID. S-a ajuns aici după ce 10.000 de feline de pe insula Mediterană au murit din cauza unei mutații a virusului. Mai precis, o tulpină de coronavirus, peritonita infecțioasă felină, care nu este transmisibilă la oameni, a făcut ravagii. În aceste condiții, autoritățile au hotărât ca medicamentele anticovid de uz uman, rămase neutilizate în pandemie, să fie folosite pentru tratarea pisicilor. Pastilele vor fi furnizate prin intermediul serviciilor veterinare. Dacă e să fie roz, atunci să fie până la capăt. Sud-americanii îndrăgostiți de Barbie comandă inclusiv sicrie cu poza faimoasei păpuși. Subiectul pe larg după o scurtă pauză. Cu Barbie până la moarte și dincolo de ea, o firmă de pompe funebre din El Salvador oferă sicrie vopsite în roz. Mai mult, interiorul este tapetat cu pozele faimoasei păpuși. Patronul spune că avea un model asemănător pe stoc înainte de premiera filmului Barbie și când a văzut ce succes fulminant are pelicula, s-a gândit să profite. Până acum a vândut 10 bucăți și nu duce lipsă de comenzi. Febra Barbie cuprinde întreaga lume. La 3 săptămâni de când a fost lansat în cinematografe,
Filmul a depășit deja $1 miliard din vânzarea biletelor.